și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Pentru cei noi, eu sunt Antonia și astăzi vă voi răspunde întrebărilor legate de viața de liceu. Clipul ăsta trebuia să vină mai devreme, dar da, abia acum am reușit să-l filmez ca ideea zi duminică 23. Deci sper ca săptămâna viitoare să-l postez. Dar da, v-am lăsat acum vreo 3 săptămâni un story în care cu Chenarul ăla să-mi lăsați câteva întrebări și au fost câteva întrebări, iar eu prin acest clip sper să reușesc să vă răspund curiozităților, nelămuririlor, whatever, înțelegeți voi. Așa că da, haideți să-i dăm drumul. Am laptopul pregătit în față și cu întrebările voastre. Și voi începe cu prima întrebare care a fost pusă. Crezi că părerea celorlalți contează? Sincer să fiu, am ajuns la concluzia că părerea celorlalți nu trebuie să conteze, pentru că dacă persoanele din jurul tău vede că îți mergi bine, o să-ți spună că faci ceva rău, doar ca să te descurajezi. Iar dacă faci rău, o să zică că faci rău, bineînțeles. Dar, da, în principiu nu ar trebui să contezi părerea celorlalți, ar trebui să fii tu sigur de lucrurile pe care le faci și, da, înțelegeți voi. La română, pentru BAC, e necesar să învățăm cu cuvânt cu cuvânt? După părerea mea, nu ar trebui să înveți cuvânt cu cuvânt. Eu o sugerez să înveți o schemă logică, să înveți firul narrativ al poveștii, câteva detalii și restul să înflorești, cum s-ar spune, pe moment. V-am mai spus în clipul cu Bacu, cred, nu știu că era doar cu Bacu, dar eu am învățat firul poveștii, adică știam povestea de la cap la coadă, iar la Bac pur și simplu mi-am trecut în ideile principale pe foaie și am încercat să le leg cu cuvintele mele de pe moment. Adică, de ce să memorez atâtea eseuri la care la final nici măcar nu le folosești, îți pică doar unul din ele, adică te complici. Eu sugerez să înveți ceva din introducerii, cuprinsul, cu, de exemplu, dacă ai tema și viziunea, 4 elemente de structură, înveți tema și înveți tema. Încerci să-ți dai seama care e tema eseului, romanului, prozii, ce-ți dă acolo și efectiv să înflorești pe moment, pentru că, nu știu, e mult mai eficient așa, adică să stai să înveți în fiecare zi câte un eseu la română. Câte ore sunt într-o săptămână? Întrebarea s-a mirat cu virgulă. Dar dacă te referi la zilele, o să postez pe aici întrebările ca să știți, dar dacă te referi la câte ori făceam la liceu, să zic că câte 5-6 media pe zi, poate erau și zile în care aveam de la 7 până la 2, dar cam așa se desfășura orele la mine, de la 7 la 11, la 1, mai ieșeam și mai devreme, că da, consilii, un profesor lipsă, ca toți liceenii. Stai numai în casă? Nu mai ieși tu la un suc. Ăsta e colegul meu. Salut, Valentin! La ce liceu ai fost? Îți place liceul la care ai fost sau te-ai dus de nevoie? Am învățat la liceul teoretic Ion Borcea, care s-a transformat în liceu după 2 ani. Eu când am intrat la ele la colegiul tehnic Ion Borcea, deși avea profile de liceu, pot să spun că și din nevoie, dar și că am vrut să fiu aproape, adică nu voiam să-i supun pe ai mei să mă duc la un liceu undeva în Piatra, în Roman sau Bacău, să spun de exemplu. Am făcut liceu, era relativ aproape, făceam zilnic naveta și da, pot să zic că m-am dus și din nevoie. Dar m-a și plăcut, adică nu pot să zic că regret că am dat la liceu acolo, adică am avut profesori foarte buni. Avusesem la un moment dat o discuție cu cineva, că nu liceul te face pe tine, ci tu ca persoană, adică degeaba faci un liceu de mare prestigiu dacă tu în viață când te întâlnești cu cineva nu știi cum să reacționezi, adică degeaba înveți carte dacă în viața de zi cu zi tu nu te pricepi să cooperezi cu oamenii, să comunici. Dar da, asta nu vreau să mă bag în subiect, că după o să... Înțelegeți voi, să manifesti ceva pe aici, nu vreau așa ceva. Cum este atmosfera la liceu? Profesorii, colegii, totul? Profesori am avut, pot să spun că cei mai superbi profesori. Bine, pot să spun că am avut și excepții. Dar în principiu am avut profesori extraordinari care mi-au intrat la suflet
Și vă spun cu toată sinceritatea, nu sunt vreo falsă. De fiecare dată când am ocazia să merg în oraș și înainte să îi dea iar în online, m-am dus la profesor, efectiv, simt dorul ăla față de ei, adică au fost atât de cool profesorii pe care i-am avut că mi-au rămas la inimioară. Deci m-am dus, inițial m-au țesem în oraș să duc o comandă și era sora mea la liceu și am întrebat-o dacă aș putea să intru, m-am să vorbi cu paznici, mă cunoșteam, am reușit să intru. Și m-am dus efectiv la toți profesorii pe care i-am avut eu și aveau ori în ziua respectivă, de la doamna dirigintă, la profesorul de matematică, la doamna de română, la doamna de chimie, efectiv m-am dus la toți profesorii pe care i-am avut, pentru că simțeam dorul ăla să particip la orele lor, chiar dacă în liceu nu mi-am dat atât de mult interesul pentru carte, nu știu, m-am simțit așa bine cu profesorii, adică nu au fost profesori dintre ea problematici sau să mai știu eu ce au fost. Și le mulțumesc profesorilor pentru dedicarea pe care au dat-o în a ne educa pe noi și a ne face persoanele care suntem în momentul ăsta. Și pot să spun că clasa mea, în mare parte, a fost o clasă foarte bună și profesorii le lăudau cu orice ocazie. Deci, da, profesorii au fost... Nu pot să comentez nimic. Colegi, am avut colegi foarte buni, deși am mai avut dispute, bineînțeles, că în orice clasă există dispute. Sincer, mi-e dor și de ei, chiar dacă nu am fost apropiată cu toții. În mare parte, persoanele cu care am fost eu apropiat îmi lipsesc foarte mult, țin legătura cu persoanele respective, dar da, chiar abia aștept întâlnirea de 10 ani să văd cum s-au manifestat toți, cum ce-au realizat, adică dacă am organizat acum o adunare, nu toți sunt acasă, n-am fost nici genul care să fim foarte uniți, dar nici genul ăla destrămat. Adică cu chiu cu vai, când era o adunare cu Driga, să ieșim undeva, în ultimele momente pot să spun că ne adunam și noi. Dar în mare parte am fost ok, adică na, nu putem să fim o clasă dintre aia cu ranchiună, cu... Am fost cum am fost, dar au fost colegii mei și mi-e dor de ei. Deci care vedeți clipul ăsta, să știți că mi-e dor de voi și vreau așa o reuniune. Da. Următoarea întrebare, nu sunt încă la liceu, dar e atât de greu precum pare. Măi, și eu m-am speriat la început de gândul, vai, liceu, vai, o viață foarte grea, dar acum trecând și ajungând la facultate, acum mi-am dat seama că vine greu. Deci, nu, la liceu chiar nu e greu, mai ales dacă te integrezi puțin, îți faci prieteni cu... să ai cu cine petreci timpul, o să treacă ca și cum ai schimbat canalul la televizor, așa direct, de-o trec cu 4 ani de liceu. Dar, da. Următoarea întrebare, poți pune mai multe poze din perioada liceului, nu neapărat cu tine, momente. O să încerc să fac la final un mini clip pe care îl atașez la final cu poezii din excursii, din ce am făcut din liceu. Am cerut acordul colegilor, n-am pus poze așa ca să, după să primesc mesaje că nu le-am cerut acordul. Dar da, o să postez la final niște poze. De ce ai de la științele naturii și nu la alt profil? Pentru că mie mi-a plăcut biologia, bine, la general ce biologie îți faci, mi-a plăcut și matematica. Eu am fugit de științe, de partea umană, de română, de engleză în principiu, de franceză, am fugit, efectiv, mai ales de istorie. Fai, nu vă dați seama, eu istoria, mi-e și rușine să spun lucrul ăsta, dar nu știu istoria, adică știu câteva chestii de bază, dar nu mă pricep, eu cu ani am o problemă și la facultate am dat test la monedă și credit din partea de ani și eu-s varză, nu? Deci, cum ziceam, eu am o problemă foarte mare cu ani și eu am fugit de treaba asta. Geografia pot să spun că mi-a plăcut. Mi-a plăcut maxim, mai ales domn profesor în general a fost giugiuc, am auzit cu ei și la pensii. Dar, da, eu am fugit de partea de uman, m-am dus pe partea de real și mi-a plăcut și eu nu regret, nu m-aș fi dus la matinfo pentru că matematica a fost mult prea grea, adică la nivelul meu de înțelegeri, pentru mine matematica de mate info a fost destul de grea, pentru că înainte de BAC era cu proiectul Rozei și s-au făcut mai multe grupuri și cei mai buni de la mine din clasă, printre care și eu, m-am dus și am făcut pregătiri cu clasa de mate info și făceam cu profesori de mate info, exerciții de mate info. Și bine, pot să spun că a fost și partea că noi am făcut cu un profesor și ne-a explicat într-un mod, dar modul cum fac ei problemele, cum exerciții de dificultate pentru el era, eu eram aici, el matematica era aici, deci nu m-aș fi văzut în altă parte.
Poți povesti despre o profă profesor mai sever și cum erau orele? Dar n-am avut profesori severi. Cred că am avut cei mai cool profesori. Deci da, n-am avut profesori severi. Adică n-a fost vreo oră să știu că stau cu frică că vine profesorul ăla și un ia la tur sau... Nu, nu s-a pus discuția la noi. Plus că noi am fost o clasă cu minte, deci n-avea de ce să ia de noi. Cum îți veneau ideile pentru textul argumentativ la BAC? Oh, asta a fost o problemă pentru mine. Deci eu nu știam să argumentez un text până la începutul clasei a 12-a. Și profa mea de română nu prea aș mai făcea lecțiile, adică făceam variante de BAC, îi asculta pe eu el alți care nu se descurcau atât de bine. Și ni dădea, pe moment, lucrați subiectul 2 de la textul cu tare. Și încercăm noi acolo să punem niște chestii și la final de orice făceam. Mergeam la două, trei colegi care chiar se pricepeau cu învățatul și cu textile argumentative. Făceam pozele la textele lor și încercam să văd, băi, cum au abordat ea? Așa, 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 ce-o scris acolo? Dar de ce-o făcut așa? Eu în textul meu aș putea să mă leg de asta și am avut texte model. Dar dacă era să fiu după mine, dacă nu era să mă iau după colegii mele cu pozele alea, nu, nu îți făceam subiectul 2, cred că acolo s-a argumentat. Nu făceam, sau dacă făceam, scriam bălării și nu punctam foarte mult. Dar da, ce notă ai luat în evaluarea națională? 9,40 la română. Cam așa și la mate, cred că 8,20. Asta acum mult, mult ani, deci e foarte ciudat când mă gândesc. Păi parchere am dat ce valoare națională, parchere am dat și bacul și eu acum s-a anul 2 de... Am terminat anul 2 de facultate, că mâine încep ultima săptămână, înainte de sesiune și practic termin și al doilea și începe al treilea. Treci și al treilea, bam, terminat facultatea și gen. What? Dar da. Prof preferat din liceu și ce materie predai și de ce ți-a plăcut? Două persoane, pot să spun. Doamna dirigentă, deci pot să spun că am avut puțină frică de dumnea ei în liceu, în clasa nouă, așa zicea, dar poate și din cauza faptului că eu nu învățam. Eram leneșul. Bine, aveam note decente, dar nu învățam. Dar după între 11 și 12, când am înțeles materia ei și modul cum predă și luam note din 5 mai buni când învățam la materia ei și... Nu știu, m-a făcut așa să-mi placă foarte mult de dumneavoastră ei și faptul că a fost acolo alături de mine când aveam o problemă, îi puteam spune dumneavoastră ei, a făcut o profesoară preferată. Poate pare lingușeală sau ceva, dar noi, adică mie chiar mi-a plăcut de doamna dirigintă și v-am spus mereu când mă duc la liceu, poate dacă ar fi fost unii în locul meu, nici nu s-ar fi dus pe la dumneavoastră, doar de așa, de bun simț. Dar eu chiar mă duc la dumneavoastră ei pentru că mi-a plăcut. Și al doilea profesor a fost domnul de matematică, care cred că v-am mai spus de atâtea ori că o stat de capul meu să înțeleg matematica. Deci dacă dumnealui nu aș fi fost genul ăla așa puțin mai răbdător, nu știu ce aș fi făcut la matematică. Adică eu sunt genul care învață mate foarte greu. Am învățat, deci la simularea din clasa 11 am luat 3,30, la simularea din clasa 12 am luat 6 și în BAC am ajuns să iau 9 fără 0,05 sutim. O sta profă, deci când aveam probleme, stătea de capul meu și încerca să mă facă să înțeleg. Și nu s-a lăsat până nu mă făcea să înțeleg. Adică o sta de capul meu și pentru asta e foarte recunoscătoare. Adică nu știu ce profesor ar mai fi făcut treaba asta. Deci, da. Alți profesori pot să spun și domnul de religii, pentru că aveam subiecte foarte interesante și mereu când mă mai prevăd cu dumnealui, îmi place să vorbesc. Dar în principiu cam ăștia au fost. Ai avut momente dificile? Bineînțeles, ca orice elev am avut și momente dificile. Știți că am citit volumul 1 din Obsesia și în povestea aia era vorba despre fată care era batjocorită. Și m-am simțit și eu puțin batjocorită undeva pe la începutul clasei a 9-a. Eram slabă, mergeam așa ghiboasă, cred. Oricum, eram slabă și mergeam așa mai ghiboasă. Și mi-a zis o fată la un moment dat că vezi că băieții râd de tine, că ești slabă, că n-ai forme, că mergi gheboasă și chestii de genul. Și normal că mi-era așa foarte greu să merg la liceu și la un moment dat am mai avut niște probleme cu niște băieți, la modul că râdeau de mine pe Facebook și făceau chestii nașpa și
Iar m-am simțit prost. Uneori am mai avut și momente în clasă care m-au făcut să mă simt prost și mă gândeam că bă, nu mai vreau să merg la liceu sau chestii de genul. Dar am trecut peste. Adică am avut persoane minunate alături de mine și m-au ajutat să trec peste. Ai plâns pentru vreo notă? În clasa 9, nu știu dacă am luat probabil note. Deci clasa 10 am început-o la matematică când nu se putea mai bine. Prima notă pe semestru întâi a fost 3, a doua notă pe semestru întâi a fost 4. Da, dar am avut note mici, am plâns pentru note mici. Știu că în clasa 12 am plâns din nervi, de ciudă. Pentru că aveam ceva la genetică cu prokaryote și eukaryote. Și eu îmi făceam schițe. Și în seara aia, țin minte că făceau surorile mele gălăgiți, țin minte și acum seara aia. Și știu cum am luat de ele. Și probabil în loc să scriu ce era de la eukaryote, am trecut la prokaryote și invers. Și a venit testul, eu mândru că vai, am știut să fac, eram foarte... Dacă ne-mi aduce nota, scrisesem perfect pentru test. Și ce-mi doamna dirigintul mi-a zis că Antonia ai făcut o lată, dar ți-am dat 6 pentru faptul că ai scris corect, ai făcut, ai rezolvat tot corect, dar dacă era să ți-l pun merit, ai fi meritat 2, n-ai făcut nimic. Și eu am acolo început să plâng din nervi, că na, dar așa pentru note de 3 și de 4, iaca. Am mai luat un 4 și când mi-a fost confiscat telefonul, Marinela, dacă vezi asta, te salut! Nu știu, am note mici, dar n-am plâns, adică sunt ce viață e asta dacă nu e o notă mică, adică de ce să iei numai note din 90, mai aș un 4, mai aș un 3, adică nu notele ne definesc ca persoane. Dar da, nu mă bag în subiect, după o să-mi sară lumea în cap că vai, că nu știu ce și nu vreau. Ai avut șerpi? Da. Peste tot 100.000 garantat există șerpi, deci... De ce științele naturii și numai info? Tocmai ce am explicat. Nu mi-a plăcut matematica de nivel M1. Pe o scară de la 1 la 10, cât de criminală este matematica? Da, păi depinde. Mate de M1, nu, n-am treabă, e scârboasă părerea mea. Mate de M2 e acceptabilă dacă încerci să înțelegi formulele și modul cum se aplică. Iar M3, tehnologic, cred, e ok, adică e ceva mai puțin decât M2, dar e acceptabilă. Dar nu știu, nu pot să mă pronunț de la fiecare în parte pentru că e ceva subiectiv partea asta. Stai că aici e o întrebare cumva mai lungă, despărțită și așa. Cât timp trebuie să îi acorzi învățatului și la ce activități trebuie să renunți ca să ai timp de timp liber, probabil. Da, deci cu învățatul treaba asta depinde foarte mult de voi și de modul cum cât de repede înțelegeți materia respectivă. Adică eu când eram în liceu, știți cum se rezuma la mine învățatul? Mai ales în clasa 12-a. Variante de bac la bio, variante de bac la mate. Iar la română citeam un pic eseu, eu era într-o 12, n-am învățat, adică să stau cu cărțile în față, să tocesc acolo, nu. Eu așa am trecut într-a 12, am răsfoit-o, cum s-ar spune. Așa și nu trebuie să renunți la activități ca să ai timp pentru tine, adică dacă știi cum să-ți organizezi timpul, ai timp și pentru tine, ai și timp de învățat, ai și timp mult liber, adică depinde de tine cum te organizezi. Cum îți dai seama când trebuie să renunți la un grup de prieteni, mai ales la început? Oh, da. Grupurile de prieteni în liceu. Cred că aș putea face un clip doar pe partea de prieteni în liceu, pentru că, da, sunt mai multe grupuri. Depinde de tine cum te bagi în grupurile alea și în ce grupuri, ce personalități ai în grupul ăla, cum te influențează, dar da. Am renunțat și eu la un moment dat la niște prietenii în liceu și mă bucur că am făcut treaba asta, pentru că m-a tras foarte mult în jos. Și după ce am renunțat, lucrurile au început să meargă așa, pe undă mai dreaptă, mai bună. Deci, da, depinde cum te influențează, dacă tu simți că te-ai schimbat față de alte persoane în urma prieteniei cu persoanele respective, adică trebuie să faci tu schimb. În primul rând, trebuie să-ți dai tu seama dacă te-ai influențat într-un mod sau nu.
Dar așa ceva de bază, nu știu dacă este o regulă să dai seama. Depinde de tine. Crezi că e ok să mergi la liceu doar cu informațiile dobândite din 5-8 sau trebuie să înveți și în timpul verii? Credeți-mă, eu în timpul verii n-am învățat absolut nimic. Oricum, în începutul clasei a noua, la orice materie, vă ia cu un test recapitulativ să vadă ce informații știți și nu vă ia nimeni la tură că de ce nu știți teorema lui Pitagora sau de ce nu știți unde se află inima sau chestii de genul. Adică, întotdeauna la un... Oricum, întotdeauna, la începutul fiecărui an, o să vă ia fiecare profesor în parte, pentru că vă întâlniți cu profesori noi și persoana respectivă dorește să afle nivelul fiecăruia și să facă așa un medii, să vadă unde se situează și cum ar trebui să abordeze orele, pe ce ar trebui să se axeze. Deci, eu vă sfătuiesc ca în vara după evaluarea națională, băi, nimic să nu citiți! Să vă bucurați de timpul liber, că o să învățați în anii ce urmează, o să nebuniți. Cel puțin când o să ajungeți la facultate, vă spun eu, o să vreți ca să dați timpul înapoi și să stați efectiv degeaba. Deci, calmați-vă, nu dacă cutăresc cumva pe timp de vară, trebuie să învățați și voi. Nu, adică fiecare cum știe, dar eu vă sfătuiesc ca pe timp de vară să vă relaxați, pentru că tocmai ați încheiat un an greu în care vă stresați faptul că vai, vine evaluarea, vai, trebuie să învăț că vreau note mari să intru la nu știu ce liceu. Te-ai văzut cu o notă mare în evaluare? Te-ai văzut admis la liceu pe care ți l-ai dorit? Sayonara, tată, ia vacanță, liniștește-te. Deci nu mai faceți lucruri de genul ăsta să învățați pe timp de vară. Da. Din cunoștințele tale, este o mare diferență între M1 și M2 sau este vorba doar de, și iarăși nu pot să văd întrebarea, că probabil a fost mai lungă. Dar da, există diferențe semnificative între M1 și M2, lângă faptul că la M1 mai sunt, cum să le numesc, lecții în plus. Știu că la început ceva la... Nu știu, cred că o să vă inserez pe aici o poză, că acum chiar nu-mi dau seama cum să le numesc. Știu că la M2 nu se fac. Modul de rezolvare al problemelor la matrici, cel puțin, se rezolvă diferit față de profesorul de mate de M1 de la mine din liceușul M2. Pot să spun că era o diferență semnificativă. Cum v-am spus, m-am dus la pregătirea de la Roze și domn profesor Ionuț rezolva într-un fel problemele, domnul de la clasă de la mine rezolva în alt fel problemele și eram acolo. Eu acum cum trebuie să le rezolv? Dacă le rezolvam în modul meu, spunea că e greșită rezolvarea domnului profesor. Când ne duceam la oră, profesorul zicea că nu e greșită, doar că nu știu ce sau nu știu cum. Și eram acolo așa. Oricum, sunt diferenții. Dar, da. Mai mult de atât, nu știu ce să vă zic. Da, există diferenții și depinde foarte mult de profesor și de modul cum le rezolv. Iar ultima întrebare. Pe ce profil ești la liceu? Nu, nu mai sunt la liceu, dar am fost pe științii ale naturii. Îmi plac super mult postările tale și ce cărți citești. Îți mulțumesc mult și dacă găsiți recomandări de cărți pe pagină, vă rog frumos să-mi dați un mesaj să-mi spuneți că găsiți recomandări bune și că... Da, înțelegeți voi. Așa că, acestea fiind spuse, mă bucur foarte mult că ați fost receptivi și mi-ați lăsat întrebări la care eu să vă răspund prin acest clip. Sper că ați găsit răspunsurile la întrebările pe care mi le-ați adresat, iar în caz de ați rămas nedumeriți, îmi puteți da un mesaj pe pagina mea de Instagram sau pe contul de Facebook, unde credeți că răspund mai repede, dar eu n-am blipări să răspund mai repede, și să vă răspund acolo, poate printr-un vocal sau un mesaj scris. Sunt acolo tot timpul și nu doar pentru nelămuririle din clipul pe care l-am realizat, dar în principiu cu toate, cu cărți, cu școală, cu facultate, recomandări, eu sunt tot timpul acolo. Eu vă mulțumesc tare mult că ați rămas până aici și ați vizionat tot clipul și noi ne revedem data viitoare cu un nou videoclip. Eu am fost Antonia și vă pup. Bye!
Yeah.